Bun găsit tuturor pasionaților Universului Cunoașterii! Am intrat împreună în ultimul an al celui de-al doilea mileniu de după Hristos. Deși, pentru toți pământenii, anul acesta va avea o semnificație mai aparte, o semnificație specială, nu toți avem aceleași motive de tulburare. Pentru unii este pur și simplu ultimul an al mileniului. Pentru oamenii de știință și cei din lumea afacerilor, el aduce dureri de cap în plus și panică în lumea informaticii, pentru că computerele nu vor ști să depășească anul 2000, pur și simplu pentru că mintea lor nu a fost înzestrată cu această simplă idee că anii pot începe și cu altă cifră decât 1. Pentru alții însă, 1999 are o semnificație dramatică. Ei cred cu convingere că trăiesc practic ultimul an din istoria umanității, care se va încheia în apocalipsă. Iată de ce ne-am gândit să deschidem acest an cu un subiect care, așa cum am încercat să sugerăm în micul eseu cu care a debutat emisiunea noastră, este, cred, momentul unui bilanț al marilor enigme ale umanității. Și ce enigme pot fi mai mari decât cele esențiale? Cine suntem, de unde venim și încotro ne îndreptăm. Mulți vor spune că subiectul nu e deloc nou. Evident că nu. Noi sunt doar teoria și autorul ei. Vorbim despre teoria și autorul pe care vi-i propunem, începând cu ediția de astă seară. Deși el nu se numește Nostradamus, totuși depășește în îndrăzneală și nu în ultima instanță, veți vedea în argumentare științifică, o mare majoritate a antecesorilor săi, mult mai celebri. Este cât se poate de român. Este medic anestezist, trăiește într-un anonimat demn de toată stima în Sibiu și nu se sfiește să provoace întreg universul cunoașterii umane la un duel din categoria totul sau nimic, demn de mari seniori ai gândirii. Citindu-i teoria pe care prestigioase edituri românești n-au îndrăznit, n-au încumetat să o publice, ne-am gândit că emisiunea noastră este locul ideal pentru a lansa, poate, un Nostradamus în versiune românească. Deci vă propunem să-l cunoașteți pe doctorul Toni Victor Moldovan. Așa cum autorul își avertizează cititorii în debutul cărții pe care a fost nevoit să-și o publice singur, deci își avertizează cititorii să nu o citească dacă nu sunt pregătiți psihic și spiritual să o înfrunte o aventură la limita între blasfemie și științele mileniului 3, am încercat și noi, realizatorii acestei emisiuni, colegul meu, Mihai Bădescu, și cu mine, Radu Grozea, să-i opunem acestui prestigios provocator un protagonist, un partener de dialog la fel de prestigios. L-am invitat, deci, pe domnul Octavian Baban, fizician atomist și doctor în teologie. Deci, domnule Moldovan, vă propun să trecem direct la subiectul nostru, cel mai arzător. Cine suntem? Sau, ca să fiu mai aproape de teoria noastră, ce suntem noi, de fapt, oamenii? Suntem rezultatul unui program de inginerie genetică, suntem rezultatul evoluției și creației deopotrivă, evoluției până la un punct în axa lineară a timpului, după care am fost preluați de supercivilizații extraterestre și prin tehnici de manipulare genetică și tehnici de inginerie genetică în general, am fost aduși într-o compatibilizare cu o rasă extraterestră. Asta într-un scop economic. Colegul meu, Mihai Bădescu, cunoscut autor de literatură SF, jubilează. Ați debutat, cum n-aș fi dorit, cel puțin eu, în deplin SF. Totuși știu că teoria noastră este mult mai mult decât o ipoteză științifico-fantastică. Poate intrăm un pic mai în detaliu, pentru că referințele sunt serioase de tot. Înainte de a intra în detaliu, Radu, aș vrea să precizez că această carte despre care vom vorbi în emisiunea de astăzi și într-o emisiune viitoare, nu este o carte de science fiction, nu are această siglă pe copertă, care probabil ne-ar fi determinat să facem o altfel de emisiune. Este o carte serioasă, care se pretinde serioasă, o carte care încearcă, alături de alți autori străini, să dezvolte, să propună o nouă teorie asupra apariției, evoluției și mai ales a destinului omului pe planeta Pământ. Am profitat de ocazia că putem să punem mâna pe un autor român cu care să avem o discuție în acest sens. Ne-am gândit ca pentru emisiunea din această după-amiază să dezbatem mai ales problemele legate de teologie, pentru că trebuie spus, atât domnul Moldovan cât și alți autori străini care într-un fel sau altul propun această nouă teorie asupra evoluției omului, se bazează în primul rând pe interpretarea textelor sacre, a textelor foarte vechi și din această cauză o dezbatere într-o emisiune, mai ales pe această dispută între interpretarea textului biblic, a textului sacru, a textului vechi și a celui și interpretarea modernă, ar fi interesant. Înainte de a da cuvântul domnului Moldovan, aș mai vrea să precizez, Radu, și faptul că putem intra în legătură cu dumneavoastră prin intermediul unui telefon. Telefonul este 230-7149. V-am rugat să puneți întrebări legate de emisiunea noastră, de subiectul pe care îl dezbatem și, eventual, întrebări la care vom răspunde în emisiunea viitoare. Să începem, domnule doctor, atunci, de la început, de la Adam și Eva. Vă rog. Adam și Eva nu sunt începutul, dacă îmi permiteți. Și începuturile sunt undeva mult mai îndepărtate, în timpul galactic, nu știm exact unde. Este vorba despre primele ființe inteligente care au reușit să practice terapia genetică. Este vorba de ființe umanoide, asemănătoare nouă, cu o marcă genetică, o marcă ADN mult asemănătoare nouă, care au reușit să cunoască ADN-ul și să cunoască o altă modalitate de reproducere. Este vorba de nodul galactic numit Prajapati, care, zeu Prajapati, a realizat prin alte tehnici de clonare, o tehnică deosebită de clonare, primele ființe... Să o precizăm, este pentru cei care nu știu, este un personaj din Upanishadele indiene. Din Bhagavad Gita, din Upanishadele indiene. Poate ar trebui să fac o paranteză aici și să spun că această carte a mea este rezultatul unei analize pe texte vechi, nu numai a Bibliei, ci și a Coranului, a Bhagavad Gitei, Upanishadelor, tăblițelor de lut sumeriene, cărții tibetane și egiptene ale morților și alte texte de la miturile druizilor și multe alte texte ajutătoare. Și toate fac un tablou unitar. Sunt ca bucățelele jocului de puzzle care trebuie puse alături. Să înțelegem că de fapt totul începe de la aceste ființe galactice, de la aceste personaje pe care dumneavoastră cu toată îndrăzneala le considerați deja asemănătoare nouă, niște umanoizi, care s-au gândit să facă ce? Care s-au eficientizat în a exista și au renunțat la a fi bisexuați. Au găsit o modalitate foarte eficientă de a își produce semeni într-o tehnică în care clonează ADN-ul obținând ființe nevii, ființe, cum spune Biblia, din țărână, adică din elementele constituente ale somei, ale corpului fizic, la care trebuie să racordeze, așa cum spune Biblia, un corp spiritual compatibil genetic. Adică Dumnezeu a suflat viață peste acel corp de țărână pentru ca el să fie viu. Aceasta este modalitatea de reproducere. Ca să se cupleze trebuie să fie compatibilitatea genetică. Eu nu cred că este cea mai eficientă metodă de înmulțire, dar despre partea, să zicem, științifică, genetică, vom avea prilejul să discutăm într-o emisiune viitoare. Aș vrea astăzi să ne oprim mai mult asupra argumentelor de ordin teologic pe care dumneavoastră le folosiți cu precădere în această carte și să plecăm de la premisa că textele vechi, textul biblic, este un text adevărat, istoric. Ați plecat de la premisa că ceea ce scrie în Biblie, ceea ce ați găsit în textele vechi sumeriene, în textele vechi indiene pe care le-ați citat adineauri, reprezintă într-adevăr întâmplări istorice reale. trebuie să spunem mai exact, ele reprezintă, după părerea domnului doctor, chiar o documentație, ca să-i zicem așa, a programului Tera, nu? Deci, sigur că toate aceste teorii, ipoteze pe care le-ați expus aici, sunt extrase din, din interpretarea acestor texte vechi și unele texte sacre. Bineînțeles, dar ele sunt cuplate la realitatea științifică în care trăim. Le-ați interpretat într-o anumită cheie. Aș vrea să le întreb domnul doctor în teologie, care a venit în această seară în emisiunea noastră, în ce măsură putem considera că textul biblic, textele vechi antice, reprezintă o realitate istorică, pe care se poate pune bază, care pot fi interpretate într-o manieră științifică. Textele, în general, religioase sunt o realitate istorică, o avem în mână, le putem consulta. Problema se pune care este valoarea lor și cred că aici și cum sunt abordate, deci o problemă de hermeneutică. Sunt impresionat de cartea domnului Moldovan, am citit-o cu atenție, am încercat să scot... Să vede că ați anotat-o abundent. ...asupra ideilor dumnealui. Mai întâi de toate trebuie să spun, cartea aceasta aparține genului apocaliptic. Genul apocaliptic, în nord de 2000 de ani... V-aș ruga să nu ne mai referim la carte, pentru că cineva ar putea interpreta sau că teoria. Îi facem domnului Moldovan. E vorba de o teorie. Teoria aparține genului apocaliptic, pentru că genul apocaliptic are de caracteristici această dorință de a da o explicație cuprinzătoare, o explicație tuturor problemelor, universală. E o problemă de cosmologie. O soluție. Deci, o soluție. Deci, întotdeauna când oamenii au fost în criză, de obicei, și asta s-a simțit când se schimbă mileniile, s-au simțit când profeții nu au mai existat, nu mai avut același mesaj, oamenii au încercat să inventeze astfel de explicații. Ideea domnului Moldovan este interesantă, însă părerea mea este că felul în care unifică și se raportează la textele biblice este profund incorrect. Adică, de exemplu, abordarea cu care se ocupă de Biblie, cred că nu corespunde nici Bibliei ca gen literar și varietății ei, nu corespunde nici islamului. Eu zic să intrăm direct în miezul problemei. Aveți un exemplu concret ca domnul Moldovan să poată să-și susțină propria teorie? Referiți-vă la un moment care a declanșat în dumneavoastră această concluzie, adică v-a provocat să trageți această concluzie că dumnealui cade într-o greșeală profundă vis-a-vis de textele religioase. Da, cred că una din probleme este felul în care consideră că textele au fost inspirate. De exemplu, consideră că Biblia a fost dată, ori Biblia este adeseori produsul, deci uneori profeții vorbesc și spun aceasta este cuvântul lui Dumnezeu, alteori spun autorii, cum spune Luca, am cercetat, m-am dus, am căutat, alteori, deci profund produsul unei cercetări umane, nu este inspirate de Dumnezeu. Și, de exemplu, am găsit nenumărate ocazii de exegeză foarte defectuoasă, cum ar fi cazul în care în Scriptură, în Biblie, în scrisoarea lui Pavel 1 Corinteni, capitolul 15, se vorbește despre primul Adam și al doilea Adam. Dânsul interpretează ca și cum ar fi doi Adami la începutul istoriei, pe când textul e foarte clar și spune că primul Adam este un om, iar simplu este Adam, iar al doilea este Iisus Hristos, care e în stare să dea viață veșnică. Ideea asta nici nu apare acolo. Domnule doctor, mingea e la piciorul dumneavoastră. Sigur că da. În primul rând, teologia, apropo de teologie, deci eu îl denumesc text biblic, o analiză pe text biblic și nu o analiză pe texte teologice. Asta așa da, dar aici e vorba de o hermeneutică a textului pur și simplu, adică acolo, de exemplu, este vorba că primul Adam este un om, iar cel al doilea este omul Iisus Hristos, Fiul de Dumnezeu, care este o ființă care dă viață, dar aceștia sunt două începuturi. Am să vă răspund imediat. Și nu este singura greșeală care s-a făcut. Sigur că să revenim la... Sunt două întrebări distincte. Deci, cum a fost implantată Biblia? Biblia, după părerea mea, a fost implantată într-o tehnică particulară, care este tehnica implantului de informație. Cred că aici faceți o eroare, pentru că e foarte greu de spus despre Biblie că a fost implantată. De exemplu, Islamul a fost dat sau Coranul a fost dat unui om, pe când Biblia are o așa de mare diversitate în modul în care este scrisă și atâția autori, sunt 66 de cărți. și nenumărați autori și genurile sunt foarte diferite. În Coran, pe care l-ați semuit și din care citați cu aceeași și chiar cu dorința de a da mai multă claritate, apare că, știu, s-ar da unele informații suplimentare și mai complete față de Biblie, dar cu totul altfel stă inspirația Bibliei decât Coranul. Coranul i-a fost dictat lui Mahomet. Biblia este un fenomen foarte interesant pe care îl numesc inspirație divină și care, știu eu, doar nu poate fi descris prin termen de implant. Da. Cu alte cuvinte, ipoteza dumneavoastră se bazează totuși pe interpretarea textelor tuturor acestor texte, care toate sunt implantate în tehnica implantului de informație. Respectiv, cel care a scris Biblia a fost contactat încă din frage de pruncie, nu știu exact când, despre unii din profeți, despre Zaharia, de exemplu. Spune Domnul că l-a cunoscut chiar înainte de a se naște, pentru că Zaharia este provenit prin, este născut prin tehnica implantului uterin. Asta este odată. Iarăși, dacă îmi permiteți, de data asta. Bun. Această tehnică permite decodarea, scoaterea la suprafață a textului exact așa cum a fost el implantat. De aceea Biblia are o lingvistică, o unitate de expresie, chiar dacă a fost implantată la mai mulți indivizi pe axa timpului, și este normal pentru că ea a fost implantată... Nu există o unitate lingvistică sau de expresie. E scris în greacă, în aramaică, de exemplu, Coranul e scris în mă scuzați, dar arabică. Există unitate de expresie în toate aceste texte vechi, chiar dacă fondul literar diferă puțin de la... Unitate de concepte, dar de expresie nu, să știți, se vede foarte bine creativitatea, cultura diferită și exact aici e minunea Bibliei. Eu v-aș propune altceva, dacă îmi dai voie, Mihai. Eu v-aș propune, domnule doctor, în teologie, pentru că doctor sunteți amândoi, v-aș propune, domnule doctor, să... Dumneavoastră aveți în spate 2000 de ani de apărare și 2000 de ani de experiență în arta parării unor asemenea atacuri aduse, atacuri între ghilimele, evident, dar pe care biserica întotdeauna le-a considerat niște atacuri periculoase, împotriva unor teorii îndrăznețe. Vă rog, deci, să-l lăsăm pe autorul teoriei să-și dezvolte cât de cât atacul. S-a creat în secolul X, în secolul XIII, manicheismul, deci înainte de Hristos erau teorii dualiste, deci de genul acesta că există un Dumnezeu bun, un Dumnezeu rău, că... Deci, gnosticismul avea aceeași părere. Asta e unul din punctele pe care, de asemenea, le ridic. Teoria dumnealui nu aduce ceva nou. Este aproape de erezia bogomilor, de exemplu, în secolul XIII. Domnule doctor, sunt de acord cu acest lucru. Însă, noi am promis, dacă ați fost atent la începutul emisiunii, am promis publicului că îi vom prezenta autorul unei noi teorii. Vă rog să... Ideea este că încercăm să prezentăm o nouă teorie. Poate foarte... Sper că mulți dintre cei care ne urmăresc acum sunt oameni, între ei, bineînțeles, creștini, a căror primă reacție este încercarea de a opri orice fel de revelație acestei teorii. Chiar de să spune că orice teorie nu e nouă când Biblie scrie că... Să-l lăsăm să continue, pe domnul doctor Moldovan. Da. Iată modalitatea în care erau înscrise textele. De exemplu, Daniel. Unul din multele exemple, Daniel, este contactat de nava spațială, are una dintre cele mai frumoase descrieri de nave de tip OZN, vede globul de lumină și spune, povestește. Poate să fie o manifestare a slavei lui Dumnezeu fără să fie deloc, să aibă de-a face cu tehnica spațială. Bun, dacă îmi permiteți. Deci, el spune, în al 30-lea an, în ziua 5-a, luna 4-a, mă aflam la râul Chebar și mi s-au deschis cerurile și am văzut vedenii dumnezeiești. Acolo a fost peste mine mâna Domnului. Am auzit glasul unuia care mi-a zis, fiul omului, scoală în picioare că am să-ți vorbesc. Deci, vine îngerul și îi vorbește. Și cum i-am zis acela, am intrat Duhul în mine, m-am ridicat în picioare, am sculat pe cel ce mă privea. Pe înger, da? Îmi face plăcere că citați din Biblie. Sigur că da. Și este vorba de inducerea hipnozei. Și aveți aici... Iarăși este un nivel de exprimare care nu... Este un nivel de exprimare medicală, pentru că o să citiți despre scala Dupro, despre hipnoză și despre tehnicile de hipnoză și vedeți cum va fi indusă hipnoza. Asta este una din problemele care aș vrea ca să le ridic cu privire la lucrarea dumneavoastră. M-am uitat la... Dacă îmi permite să termin. La bibliografie și... Vă propun să-l lăsăm pe domnul Moldovan să-și termine măcar una dintre idei de la un cap la altul. Și acela mi-a zis, fiul omului, am să te trimit la fiii lui Israel. Tu însă, fiul omului, deschide-ți gura și mănâncă ce am să-ți dau. Și primind eu, am văzut o mână întinsă și pe ea hârtie strânsă sul. Și a desfășurat înaintea mea și am văzut că era scrisă și pe o parte și pe alta, plângere, tânguire și nu știu ce. Și iar spune, fiul omului, mănâncă ce ai dinainte, mănâncă această hârtie și mergi și grăiește casei lui Israel. Atunci mi-am deschis gura, acela mi-a dat să mănânc cartea aceea, el mi-a zis, fiul omului, hrănește spântecele, satură-ți lăuntrul tău cu această carte pe care am să ți-o dau eu. Și am mâncat-o și era gura mea dulce ca mierea. După care îi spune din nou, deci traducerea mea este, omule, fii conținătorul acestei informații, acesta este momentul implantului, Ezechiel conținea acum implantului, iar mesajul acesta putea să fie decodat de el însuși. Spune, fiul omului, scoală și mergi la casa lui Israel și le spune cuvintele mele, adică mergi și decodifică informația pentru casa lui Israel. Căci nu ești trimis la un popor cu grai necunoscut și cu limbă neînțeleasă, ci la casa lui Israel. Și nici la mai multe neamuri, popoare cu grai necunoscut și cu limbă neînțeleasă, ale căror cuvinte nu le-ai pricepe. Chiar la unele de acelea de te-aș trimite, ele tot te-ar asculta, pentru că informația nu era într-o limbă scrisă, ci era în tehnica implantului, era o informație în idee. Niciodată nu au primit misiunea, niciun profet nu a primit misiunea de a decodifica ceva. Fie a primit un mesaj foarte clar, fie la un moment dat însuși Domnul Iisus Hristos spune, nu am să mai vorbesc în clar din cauza că oamenii deja au refuzat revelația pe care am adus-o. Cartea pe care a citat-o și din care a citit, și îmi face deosebită plăcere să vă ascult și în traducere personală, este unul din puținele cazuri de literatură apocaliptică de care vă spuneam din Biblie, și anume literatura aceasta apocaliptică cu iz universalist cosmologic s-a dezvoltat atunci când au intrat evrei în contact cu babilonienii, în exil. Și aici este punctul de comun pe care îl aveți în teorie, adică încercați să cuprindeți împreună multe lucruri. Dar problema care este în teoria dumneavoastră este că există o lipsă de coerență metodologică, eu aș spune, de consistență metodologică. De exemplu, puneți la un loc abordări din medicina naturistă sau alternativă, care nu știu cât de acceptate sunt, cât de bine sunt. Mă iertați că vă întreb, acum vreau să vă întreb și eu ceva, domnule Baban. Sigur că da. Ce vă face să declarați ca fiind incoerente? Înseamnă că aveți o... Neconsistență. Înseamnă că aveți un model pe care de exemplu, îl respectați și îl considerați ca fiind irefutabil. Nu, nu. Orice carte care își propune să... sau orice teorie încearcă mai întâi să-și prezinte metoda. Nu există nicio prezentare de metodă, nu se justifică nicăieri. De ce, de exemplu, se pun alături... Îmi pare rău, cu riscul de a opri, poate, un argument interesant, vreau să spun că avem, în fine, un telefon și un telefon notabil. Este vorba de un membru corespondent al Academiei. Bună seara, vă mulțumim că ne urmăriți și vă ascultăm. Alo? Bună seara! Bună seara! Vă mulțumim că ne urmăriți și vă ascultăm. Mă auziți? Vă auzim. Sunt doctorul Vernescu din București, membru corespondent al Academiei Oamenilor de Știință. Bună seara, domnule doctor! Și mă interesează foarte mult emisiunea dumneavoastră. Ea intră în legătură cu unele idei pe care le-am avut și eu de mult, completându-le în mod fericit. De aceea vreau să-i spun din capul locului domnului Victor Moldovan, invitatul dumneavoastră, că ceea ce susține dumnealui este foarte adevărat din două puncte de vedere pe care vreau să îi le prezint acum. Omul este în mod sigur un produs al ameliorării, deoarece are rase și numai produsele ameliorării au rase. Speciile care nu au fost atinse de o conștiință nu se prezintă prin rase sau soiuri, cum sunt la plante și la animale, specii care au rase și soiuri. Omul are rase umane, deci este clar că o conștiință superioară a acționat ameliorându-l. O a doua idee pe care aș vrea să o prezint este aceea că, în mod evident, omul este de sorginte extraterestră pentru că nu este adaptat la mediul de viață al Terei. Deci avem de a face cu o specie care este inadaptată la mediul de viață, ceea ce nu se mai întâlnește decât în cazul omului. În mod evident, el are elemente de natură extraterestră, pentru că el se menține în natura terestră cu forța, distrugând-o, ceea ce, din păcate, constatăm și astăzi. Și pentru ca să adresez și o întrebare domniei sale, pe care îl felicit, pentru că este mare lucru să ai curaj să susții o asemenea teorie, mai ales într-o țară în care toți tindem să lovim pe cei care vin cu ceva original și nou, nu fac și eu parte dintre acestea, și anume, întrebarea mea este dacă domnia sa consideră că este incompatibilă credința în Dumnezeu cu teoria domniei sale, sau dacă nu cumva, teoria domniei sale este o formă științifică de explicare a ceea ce oamenii creștini, oamenii de bună credință, consideră că este dumnezeirea. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim foarte mult pentru întrebare și profit de ocazie, dacă ați mai rămas pe firul nostru, să vă rugăm să nu ne părăsiți în viitor. Vom avea mare nevoie de contribuția unor oameni ca dumneavoastră. Domnule doctor, vă rog să răspundeți. Da, din păcate, această carte intră în contradicție cu biserica. Eu, personal, nu mi-aș dori acest lucru. Asta se va întâmpla mai devreme sau mai târziu. Eu zic că este o analiză biblică a textelor vechi. Eu am pornit în analiza lor ca ateu. Astăzi nu știu cât de ateu mai sunt, deoarece tot ceea ce este scris în Biblie văd că se obiectivează. Văd că are o logică, o coerență. Găsim foarte multă tehnică în trecut. Găsim un program de inginerie genetică magistral descris, pe care îl putem înțelege astăzi și pe care astăzi un inginer genetician l-ar fi făcut în tocmai, așa cum l-a făcut Dumnezeu. Iar Dumnezeu este la rândul lui obiectivat, fiind, după părerea mea, un artificiu tehnic. Și veți vedea, acest artificiu tehnic servește de fapt, face parte dintr-o structură mai mare, Dumnezeu, miel, râul vieții, pomul vieții, o structură vie în materie negativă, o structură în care se compatibilizează corpurile spirituale recoltate, care au compatibilitate numai parțială, circa 75%, cu marca ADN acestei supercivilizații, a acestor supercivilizații. Despre rase, mai am încă o idee. Rasele umane sunt rezultatele unor programe de inginerie genetică ușor diferită, cu mărci ADN ușor diferită, practicate de supercivilizații care merg în aceste programe paralele. Le încep și le termină simultan. Domnule doctor, nu aș vrea neapărat să vă opresc, dar vreau să vă aduc aminte că această parte de dezbatere tehnicistă legată de genetică și de implicațiile paleoastronautice este rezervată și aș vrea să o rezervăm pentru cealaltă parte a emisiunii noastre. Aș vrea să nu fugiți totuși de apărarea marțială a domnului doctor teolog și să ne reîntoarcem la Cartea Sfântă, să ne reîntoarcem la acea afirmație pentru mine, care sunt laic, dacă îmi pot permite să spun așa, totuși are iz de blasfemie. Dumnezeu a spus că este un artificiu tehnic. Sperăm că în fața ecranului nu se află numai membrii corespondenței Academiei, nu numai pozitiviști, sperăm că se află și creștini credincioși într-un Dumnezeu. Vă rog să explicați un pic acest concept. Și pe dumneavoastră vă rog să-l lăsați să termine, după care aveți toată libertatea să-l confruntați. Nu cred că timpul îmi permite. Nu, dar am pus alături o grămadă de informații existente în Biblie. Nu tehnic, vă rog. Deci, conceptul ca atare. Da, conceptul cum adică Creatorul pe care toți cei născuți într-o credință lui Dumnezeu știm că este Dumnezeu, deci Creatorul nostru al tuturor, dumneavoastră îi dați acest apelativ de artificiu tehnic. Înseamnă că el are o contribuție numai parțială sau Creatorul real îl situați undeva deasupra lui Dumnezeu? Dacă este să vorbim despre acest lucru, trebuie să mă refer neapărat la tehnică și la ingineria genetică. Vă rog să faceți efortul să fac o sinteză scurtă. Nu atât o sinteză, cât să folosiți o metaforă. Ați scris o carte. Da. E adevărat, nu e un roman. Suntem rezultatul manipulării genetice practicate de o supercivilizație. Această supercivilizație însă se folosește de un complex viu în materie negativă, care este numit în Biblie Dumnezeu, miel, râul vieții, pomul vieții. În acest complex, fiecare se unește cu Dumnezeu, fiecare dintre cei recoltați, aceasta este maniera în care omul se contopește cu Dumnezeu, îl spală pe Dumnezeu, face schimb de informație cu Dumnezeu și își purifică structura în fața lui Dumnezeu, intră corpurile spirituale compatibile, dintr-un sistem canalicular numit foarte frumos pomul vieții, intră în râul energetic, este controlat de supercomputer de miel, care îi verifică structura genetică, trece prin niște porți descrise magistral în Cartea Tibetană a Morților și Cartea Egipteană a Morților, Osirisanii, care străbate mielul, numit în Cartea Egipteană a Morților tot, și îl spală pe Osiris sau pe Dumnezeu în Biblie, aceste corpuri spirituale. Dumnezeu conținea în vechiul program de inginerie genetică 7 corpuri spirituale, câte un corp spiritual din fiecare fel de rod, deoarece programul de inginerie genetică mergea pe 7 serii genetice pure. În actualul program, imaginație, însă, adică, îmi pare rău că trebuie să spun asta, e o imaginație interesantă, dar nefondată pe text biblic în niciun fel. Absolut pe text biblic, este o analiză pe text biblic. Nu, trebuie să vă contrazic aici. Domnilor, este evident că riscăm să ne blocăm. Mai ales că telefoanele sună, să știți, spre bucuria noastră. Aș vrea să intervin și să precizez două lucruri. Cred că cel care va citi cartea dumneavoastră va descoperi că, de fapt, dumneavoastră nu vă referiți la Dumnezeul biblic, pentru că Dumnezeul de care vorbiți dumneavoastră este un extraterestru care este incapabil să creeze sufletul sau corpul spiritual și de aceea a venit să exploateze corpul spiritual al oamenilor. Ori Dumnezeul biblic este cel care a creat în primul rând sufletul și l-a însuflat în om. Dar pe de altă parte aș vrea să precizați dumneavoastră, domnule doctor, în ce măsură textul biblic la care se referă domnul Moldovan nu este un text care cumva s-a inspirat din texte mai vechi și care au aceeași încărcătură de informație, adică vorbesc de un creator care a reușit să ne transforme din animal în om printr-un procedeu de inginerie genetică, l-am putea numi astăzi, dar texte care au apărut cu 2-3 mii de ani înainte de textul biblic, la care se referă domnul Moldovan, și în ce măsură argumentația pe care o folosește dânsul, îmbinând textul biblic cu textele vechi sumeriene, cu textele vedice, reprezintă o metodă corectă de cercetare și argumentare a unei idei și a unei teorii. Dragul meu, Mihai, vreau să te întrerup chiar și pe tine, pentru că în ciuda faptului că ești realizator de emisiune de televiziune, ai căzut în complexitatea problemei și atunci și întrebările sunt foarte lungi. Avem telefoane, spre bucuria noastră, și uite că telefoanele și telespectatorii noștri ne ajută corectându-ne în greșeala în care picăm toți. Ele sunt foarte scurte și cu niște întrebări esențiale. La telefon se află domnul Diaconescu din București, pe care vă întreabă, domnule Moldovan, dacă teoria dumneavoastră nu cumva tinde să-L înlocuiască chiar pe Dumnezeu. Sunteți în direct, vă ascultăm. Da. Da ce? Deci așteptați răspunsul la întrebarea dumneavoastră, o întrebare tulburătoare. Da. Domnule doctor. Nu mi-am permis chiar așa ceva. Este vorba de o analiză pe texte vechi și atâta tot. Mie mi s-a părut că aceste texte vechi au o logică, o coerență, am găsit legături inimaginabile pentru mine în toate aceste texte și am văzut că completează un tablou. Sunt legate la fenomenul OZN. Pe de altă parte, vreau să precizez un lucru, nu mă așteptam și nu mă aștept ca biserica să înțeleagă, nu mă așteptam la un dialog, să vorbesc cu biserica despre distorsiuni temporale, despre genetică, despre fizică, despre chimie. Deci un astfel de dialog, eu am avut experiența un astfel de dialog și până acum. Domnule Diaconescu, aș vrea să vă întreb și eu ceva. Ne auziți, da? Domnul Diaconescu, regret. Pentru că aș fi vrut și profit de ocazie, poate întrebarea se adresează și altor telespectatori care sunt dispuși să ne dea asemenea telefoane, să-i rog să se gândească înainte foarte creștinește, dacă sunt pregătiți să fie primii care să ridice piatra. Domnule doctor. Am rămas dator cu două răspunsuri. Vă ascult. Unul este... Dumnezeu, într-adevăr, apare în Biblie, nu? Ca un extraterestru. Adică El este în afara, sau putem să spunem, extra-univers. Din ceruri. E dificil să spui ce înseamnă ceruri. Dintr-un spațiu nepământean. Da, nu vorbim de un spațiu tridimensional, poate nici multidimensional, El fiind creatorul acestui spațiu cu câte dimensiuni. Să-i zicem un spațiu abstract, sunteți de acord? Am avut. Dumnezeu este, deci, un extraterestru și El a creat om. Problema este de destin. De exemplu, Dumnezeu, domnul Moldovan spune că Dumnezeu a creat omul ca să facă o fel de cultură, de suflete, de corpuri spirituale, pe care se transforme în îngeri. Biblia spune că oamenii mântuiți, salvați prin credința în Iisus Hristos, de exemplu, vor ajunge să judece îngerii. Domnul Moldovan ne lasă cu ideea de Dumnezeu, dar ne lasă într-un fel care, de fapt, ne răpește ideea de Dumnezeu. De exemplu, Iisus este numit în pagina 192 că este distrugătorul în loc de învățătorul. Dumnezeu este numit că este inamicul public numărul 1 în pagina 229. Iar în ultima pagină, la în final, vă citesc câteva... nu, acestea, e vorba de teologie și în partea aceasta... Riscați să deveniți savanara la Dumnezeu. Nu, că dacă e vorba de știință, atunci ar trebui să vă atrag atenția că graficul cu care ați început și spuneți că l-ați găsit în racheta cutezătorilor, trebuiește amendat, un pic corectat. Nu cred că, de exemplu, originea axelor, ați descris-o bine, acolo trebuia să fie pusă viteza luminii, față de ea se îndreaptă curbele asimptotic. Aia nu e de racheta cutezătorilor. Domnilor, știu, riscurile sunt foarte mari ca să ajungem încă o dată telespectatorii ne... Mă bucur. Problema este Dumnezeu înșală, problema este nu dacă este extraterestru și ne-a creat și a creat varietate, asta e clar că a creat și a creat varietate. Problema sunteți pe care de a fi completat de întrebarea unui telespectator. Da, doamnă, vă ascultăm. Bună seara. Doamna Angela. Alo? Da, doamnă, vă ascultăm. Bună seara. Sunt un profan, deci îmi cer scuze pentru intervenția mea, nu știu cum o să o considerați dumneavoastră, dar o definesc eu așa în urma discuției. Adam, Dumnezeu l-a însărcinat să fie născătorul de viață pe pământ. Isus, renaștere spirituală. Având în vedere starea de alienare spirituală care există în acest moment, de evoluție al oamenilor pe pământ. Care credeți, amândoi, domnii, care credeți că va fi forma de mântuire, de renaștere, de... da, cam asta ar fi ideea. Mulțumim! Și în afară de asta, noastră iubiți mamele, v-ați gândit starea de... a naște viață, a da viață al mamelor, rostul mamelor, starea de astăzi în care noțiunea de mamă nu mai este considerat, nu Dumnezeu, ci nu, este departe de a fi considerată mama respectată la nivelul la care merită. Cam asta ar fi sunt ideea sigur că pe care amândoi domnii aș vrea să o comunice. Vă mulțumesc, doamnă, pentru întrebare și sunt sigur că la cea ultimă parte a întrebării dumneavoastră, în care intuiesc acea teamă de experimentele științifice de ultimă oră, în care mama trece în planul 2, veți găsi răspuns în a doua parte a emisiunii noastre. Mama, domnule... este o problemă teologică, să știți, și problema aceasta de a da viață. Deci nu e numai o problemă de genetică. Și Biblia are o considerație deosebită față de femeie. Primul document care le eliberează și care a făcut posibilă ca femeile să fie privite la egalitate cu bărbații, iar liberii să fie oamenii, sclavii să fie considerați pe același nivel cu cei care sunt liberi. A adus emanciparea femeii, Biblia. Eu aș propune să... Ori în cartea domnului Moldoveanu își pierde pur și simplu semnificația. Să lăsăm pe domnul Moldovan să răspundă întrebării puse de telespectator, aducându-vă încă o dată aminte că noi am propus în această emisiune promovarea și, evident, cu accente critice a teoriei dumisale. Nu promovarea, ce ne spuneți dumneavoastră este în mare măsură un element fundamental al culturii creștine. Accesibil tuturor nouă dacă avem cea mai mică curiozitate și cea mai mică chemare către teologie. Da, ce ne spune domnul Moldovan este ceva nou și ceva șocant. Deci v-aș propune să-l ascultăm. Șocant, este tehnic, nu are legătură cu mântuirea spirituală de niciun fel. Eu am discutat din punct de vedere tehnic mântuirea de păcate adusă de Isus. Aceasta este o carte tehnică, nu este... Este o carte chiar științifică. În care se batem... mecanicistă. La un nivel este chiar mecanicistă. Mă îndoiesc că este mecanicistă. Genetica tinde și în momentul în care trageți concluzii spirituale pe baza geneticii, începeți să nu mai priviți totul, ci ca întreg, ci începe să fie... Bun, dacă îmi permiteți... Aș vrea totuși răspunsul la întrebarea doamnei. Nu găsiți nicio... Am să-i răspund doamnei un pic... Niciun argument să-i răspundeți doamnei. Ba da. Îi răspund cu argumentele tehnice, pentru că este vorba de... Discutăm aici o teorie tehnică. Deci în cadrul teoriei dumneavoastră. Este vorba de crearea unor serii genetice pure, care au fost recoltate în perioada de la 1500 de ani înaintea erei noastre până la anul 0. La anul 0 programul este pur și simplu distrus și este distrus cu un alt artificiu. Respectiv, vine Isus, care aduce legea cea nouă. Vechiul Testament este guvernat în întregime de legile lui Moise, de legea cea veche. Acela este Vechiul Testament, vechea lege. În vechea lege Sunt câteva versete, versetele 5 și 7, care conțin legea non-hibridării, adică a neamestecului seriilor genetice cu puritate crescută. Derapat din non-genetică, domnule doctor, vă atrag atenția. Aveți a doua parte a emisiunii. Îmi pare rău, dar dacă vorbim despre cartea aceasta, vorbim despre genetică și nu despre altceva. Am crezut că vorbim despre destin sau despre viața. Dacă vorbim despre teorie, atunci vorbim despre argumentele de ordin teologic pe care dumneavoastră le-ați. Eu nu m-am ocupat de teologie și n-am argumente teologice. În momentul în care adoptați o linie hermeneutică și dați explicații unui text biblic, faceți teologie. Ori e ca să-mi termin... A da o interpretare sau o explicație unui text. Să-mi termin ideea. Iisus vine și distruge aceste serii genetice pure prin scoaterea din legile lui Moise a legii non-hibridării. Seriile se amestecă, nimeni nu mai are nevoie de ele, da? Și acum suntem în această ultimă parte de program, care este un program liber, da? Care, teoretic, cel puțin pe Dumnezeul biblic, nu-l interesează această parte. Care duce la distrugerea omului. Și care este singura parte neestimată temporal. Domnule Moldovan, avem chiar în momentul ăsta. Asta e o clipă, domnul Moldovan a reușit să scoată această teorie studiind și interpretând un text. Textul biblic. Deci n-ați studiat genetica ca să elaborați cartea pe care a scris-o. Ați studiat Biblia, nu? A studiat Biblia și ați interpretat-o într-un cod genetic. Bineînțeles. Deci dumneavoastră vă bazați argumentele și afirmațiile pe care le-ați făcut adineaori pe textul biblic pe care l-ați interpretat. Și problema pe care vrem noi să o dezbatem astăzi este în ce măsură această interpretare a dumneavoastră este nu corectă, dar este singura interpretare pe care putem să o dăm Bibliei, în afară de interpretarea normală, firească a... Domnilor, controversa de aici, de la această masă, care este până într-o anumită măsură, după părerea mea, inteligibilă pentru cei care sper că ne privesc, este, cred eu, mai puțin importantă, pentru că, uite, din nou un telespectator intervine cu o întrebare la fel de simplă, care ne ajută, pentru că se pare că telespectatorii, spre surpriza mea plăcută, înțeleg mai mult din ce spunem noi, decât înțelegem chiar și noi din controversa de aici. Avem pe fir acum un telespectator care ne întreabă, domnule Moldovan, dacă civilizația de care pomeniți, acea civilizație supergalactică, situată undeva în depărtările Universului, ne-a hotărât destinul. Sunteți în direct, dacă mai sunteți pe fir, ascultăm. Da. Am interpretat bine întrebarea noastră, da? Da, vă rog. Sigur că ați interpretat-o foarte bine, fiindcă întrebarea e așa. Dacă totuși noi suntem nu o creație al Dumnezeului și suntem niște antropoizi creați de alte civilizații cu un progres mult mai mare decât noi acum 2000 de ani, dacă aceste supragalaxii sau supracivilizații, până în ce punct al progresului ne vor lăsa să avansăm și cât timp ne-au dat? Nu cumva într-un moment dat civilizația noastră o să le sperie să devenim noi mai puternici? Exact, este foarte bună întrebarea. Cartea aceasta, Biblia... Teoria, vă rog, nu cartea. Biblia... Vă ascult. Da. Și să-mi spuneți la sfârșit unde se poate găsi această carte a dumneavoastră. Îmi pare rău că trebuie să vă spun. Librării, o puteți căuta în librării. Ne este aproape imposibil. Deși suntem o televiziune publică și ar trebui să vă dăm informații de utilitate publică, încă ne este greu să decelăm unde se începe librăria și noi și editura Miracol. Veți găsi în librărie, în mod sigur, cartea. Ne bucură că deveniți interesat. Domnule doctor, vă ascultăm. Biblia este un mare șiretlic. În momentul în care înțelegem... Asta e teologie, înțeleg, da? Sau este genetică? Ne aflăm într-o emisiune de știință, vă rog. Vă rog. Nu, dar o emisiune de știință în care se abordează un subiect teologic. Vă rog, întrebarea a fost adresată domnului doctor, vă vine rândul și dumneavoastră. Domnule Moldovan. În momentul, așa cum spune cartea Biblia, spune că atunci când se citeau textele vechi lui Moise, Moise și ai lui aveau un văl pe față, adică nu înțelegeau mare lucru din ele. Dar va veni vremea când vălul va cădea și oamenii vor pricepe ce e scris în Biblie. Textele biblice nu s-au citit lui Moise, i s-au dat lui Moise. Permiteți-mi, vă rog. Sigur că da, dar mă interesează acuratețea cu care construiți un argument. Da. Deci, răspunsul la întrebarea telespectatorului, vă rog. În momentul în care suntem capabili să înțelegem ce este scris în Biblie, avem nevoie de genetică și de fizică. Atunci observăm întregul program și, într-adevăr, bineînțeles, ne luăm măsuri de contracarare a programului, pentru că știm că acest program se va încheia. Se încheie înainte ca noi să devenim o forță și să schimbăm marca ADN. Să devenim o forță militară sau să accedem la, tehnicile Domnule de inginerie genetică... Trebuie să intervin de data asta pentru că sunteți la fel de complicat ca și domnul în argumente teologice. Telespectatorul nostru ne-a întrebat foarte simplu și este, așa cum am mai întâlnit-o și în alte emisiunile noastre, este interesat să știe un lucru concret. Această civilizație ne-a predestinat, ne-a hotărât destinul. Aici eu mă așteptam să aveți un teritoriu comun, pentru că și Cartea Sfântă ne spune că judecata de apoi este aproape și dumneavoastră, în teoria dumneavoastră, spuneți că civilizația respectivă ne-a programat până la un anumit moment în care, scoțând în noi ce a interesat-o, noi vom fi alienați. Răspunsul e corect? Este foarte corect. Și Iisus dă semnele timpului. Iisus dă foarte bine semnele timpului. Când Evanghelia va cădea, da? Când Ierusalimul va fi prăbușit și va fi piatră peste piatră, pentru că capătul istoriei noastre este marcat de atacul nuclear irachian asupra Ierusalimului. Aici vreau să ajungem, domnule doctor, și aici îmi pare rău dacă intervin aproape brutal, ne apropiem de nesfârșitul spațiului nostru. Și asta e unul din obiecții, adică domnul Moldovan își construiește cartea plecând de la, situația economică a României, de la situația economică a Irakului, ceea ce mi se pare o exegeză cu multe semne de întrebare. În ce privește argumentul cu privire la predestinarea omului, eu cred că aici, de exemplu, se poate vedea foarte bine diferența între abordarea teologică a domnului Moldovan în carte, a Bibliei, și teologia bazată pe o hermeneutică care respectă cartea Biblia așa cum a fost scrisă și în intenția în care a fost dată. Dumnezeu spune că lasă libertatea omului să aleagă. Nu este vorba de nicio libertate de alegere. Dumnezeu spune că împlinește rața omenească și vrea ridicarea ei. Judecata vine, dar vine ca o evaluare, nu ca o distrugere indiferent de opțiune a omului. Și, de exemplu, în la pagina 379, domnul Moldovan scrie cititorul ce va face după ce citește cartea, va intra în panică, frică, deznădejde, neliniște, va avea sentimentul că Dumnezeu ne-a înșelat, a profitat de naivitatea și lipsa noastră în informație științifică. În momentul acesta, aceasta este o teologie și, în comparație cu Biblia, este o teologie extraordinar de negativă, iar Biblia e pozitivă. Domnilor, dați-mi voie, mai avem doar câteva minute, îmi comunică regia, până la sfârșitul. Și pentru noi timpul este ucigaș, o știm foarte bine în emisiunea de televiziune. Iar telespectatorii cred că n-au înțeles mare lucru. Domnule Moldovan, dacă înțelegem că Dumnezeu ne iubește, asta este foarte mult. Regret. Ne aflăm într-un caz tipic. Deci, Dumnezeu iubește pe cel care respectă legile lui, legile lui Moise în programul vechi. Dumnezeu spune că iubește pe toți oamenii, iubește pe păcătos. Dar ucide pe cel care nu respectă legea și pe părinții și pe copiii până la al treilea și al patrulea neam, da? Acestea erau. Spune că fiecare om va muri pentru greșeala pe care o face și la fiecare om are șansă. Trebuie să vă răspund, mă văd nevoit să intervin din nou, nu atât din cauza faptului că ni se apropie momentul de sfârșit al spațiului alocat, dar trebuie să intervin din alt motiv. Constat că n-am făcut niciun progres de aproape... Eu cred că progresul este mare, pentru că de aproape un mileniu, dacă îmi permiteți, n-am făcut niciun progres. Dialogul între biserică și cei care... încearcă să dea o altă interpretare textelor biblice sau scrierilor bisericii sau filozofiei bisericii, este un dialog asimptotic. Nu, este... aici e problema, am spus că domnul Moldovan nu își definește metoda, deci dânsul nu face raport când vorbește despre civilizații. Să vorbiți, de exemplu, despre cartea lui Arnold Toynbee și despre cele 26 de tipuri de civilizații diferite. Să vă referiți, de exemplu, la probleme de hermeneutică a textului biblic, ca să vă puteți detașa prin asemănare și prin contrast și să spuneți, iată unde e poziția biblică și de ce eu scriu altceva. Teoria pe care o faceți totuși lasă așa un aer de inconsistență, nici nu există o definiție de substanță, de metodă și mai degrabă are un aer de... Eu nu pot decât să vă mulțumesc, domnule... Ați venit de la Palatul Pionerilor, ați citit revista Racheta Cutezătorilor și ați făcut o teorie. Domnule doctor Baban, eu nu pot decât să vă mulțumesc, că e totuși o mare diferență față de antecesorii dumneavoastră, care l-ar fi ars păruc fără milă. Nu, niciun caz. Dacă îmi permiteți, aș vrea ca să-i mânesc puțină bibliografie. Eu puteți da să o citească. Deci trebuie să mă văd nevoit, din păcate, să închei. Eu personal nu sunt deloc nemulțumit de modul în care a decurs discuția. De ce? Pentru simplu motiv că l-am anticipat. Am bănuit că o controversă atât de fundamentală între biserică și între un teolog și niște teorii care ating punctele cele mai delicate, cele mai sensibile și cele mai importante ale dogmei religioase, se va încheia în felul acesta. Dar ea nu se va încheia, pentru că profit de ocazie să vă fac această invitație, domnilor. Încă o dată amintesc că e vorba de o televiziune publică, e o televiziune cu un caracter infoeducativ. În fața ecranelor noastre sperăm că se află oameni care au toate gradele de percepție. Deci, domnule doctor Baban, nu se află numai creștini. Nu, se află și pasionații SF-ului, se află oameni de alte religii. Sigur că da. Datoria noastră este să le aducem în față oameni cu convingeri diferite și oameni care susțin teorii diferite. Eu consider emisiunea un succes. Deci promisiunea noastră este că vom reveni, în orice caz, în partea a doua a emisiunii noastre, pe semne că domnul Moldovan va avea niște interlocutori ceva mai puțin fioroși în a susține teoriile paleoastronautice și cele genetice. Vă mulțumim și ne vedem în ediția viitoare a emisiunii. La revedere!